La Consiliul Local. Sunt prezenți 12 consilieri, absenți domnul consilier Stoica, doamna Zavlo Bădic și doamna Macoveni. Este într-un forum, domnul președinte, vă rog, dați câte ordini de zi. Bună ziua, de la subiectă deschisă și vă mulțumesc. La punctul 1 avem aprobarea procesului verbal la ședințe ordinare a Consiliului Local de Giu din 28.06.2021. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind revocarea hotărârii Consiliului Local numărul 12.30.1.3.2022 privind actualizarea HCL numărul 9.2019, prin care s-a aprobat însușirea inventarilor bunuri care aparțin domeniului public al Comunei Elegiu. Inițiator prin cu Ceprian. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Comunei Elegiu a două bunuri imobile, respectiv strada Ciunci și strada Costea. Proiect numărul 3. Numărul 4. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de acces pe proprietatea publică și privată a Comunei Elegiu în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor publice de comunicație electrice sau elementelor de infrastructură necesară structurii acestora cu SECE ori în România ESA. Proiect numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii unei taxe pentru utilizarea infrastructurii publice, respectiv a drumurilor comunale sau alte categorii de drumuri aflate în proprietatea sau administrarea comunei, de către echipamente, utilaje care transportă material lemnos. Proiect numărul 6. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile august, septembrie și octombrie 2022. Și numărul 7. Diverse. Propun spre aprobare pe ordinea de zi. Cine este pentru? Abținere împotrivă. Mulțumim. Trecem la proiectul numărul 1, aprobarea procesului verbal la ședințe ordinare a Consiliului Local Elegiu din 28.06.2022. Cine este pentru? Abținere împotrivă. Mulțumim. Proiect numărul 2, proiect de hotărâre privind revocarea hotărârii Consiliului Local numărul 12 din 31.03.2022 privind actualizarea HCL numărul 9 din 2019, prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Elegiu. Doamna secretară, vă spun. Hotărârea 12 din 31.03.2022 s-a încercat o actualizare a domeniului public, inventarului domeniului public, care a ocolit prevederile articolului 289 aliniat 9, care spune că inventarul bunurilor, înainte de a fi aprobat, se trimite la Ministerul Dezvoltării, care emite un punct de vedere în 60 de zile, întrucât se dorea obținerea unor avize pentru strada Ciunci și Costea. Am ocolit această procedură, am atestat la domeniul public aceste două străzi cu modificări, în conformitate cu lucrarea făcută de firma de cadastru. Așa cum am modificat. Da. Însă prefectura ne-a recomandat să o revocăm și să facem doar... Deci, cele două hotărâri sunt intrinsece. Una revocă, cealaltă atestă la domeniul public și nu inventarul. Bun, adică fac parte doar că fac parte din domeniul public, urmând ulterior să facem o hotărâre mare în care să introducem toate bunurile și să urmăm procedura dorită de codul administrativ la articolul 189, deci să trimitem la Ministerul Dezvoltării. Dar durează pentru că sunt o lucrare mare și durează cel puțin 6 luni. Și e vorba de două proceduri. E vorba de două investiții, strada Ciunci și strada Costea, pe care le avem în vedere la anul ăsta. M-am urgentat într-un fel sau altul obținerea vizelor, ca al feref trebuie să ne apuci toamna. Pentru strada Ciungi am dat de joi, ori începea lucrărilor de luni, ne mutăm pe strada Ciungi pentru a moderniza. Iar la strada Costea, unde așa acolo am obținut autorizația de construire, cred că ne oprim,
din punctul meu de vedere, o să discutăm împreună cu acesta la modul respectiv, întrucât suntem elegibili într-un proiect comunitar și cu apă pe plătire, ai pe casă tot beton în septembrie și în ianuarie să-l spargi sau în februarie ca să dăm și în apă. Vom începe din zona respectivă și atunci știm că banii avem, proiectul este aprobat, autorizația există, e valabil 2 ani de zile, avem timp în vara viitoare să-l modernizăm. Așa cred că e normal, nu are rost să asfaltăm și să betonăm cu șanțuri, iar apoi în februarie, martie, când eu sper să începem lucrarea de bătiera, să fie nevoit să o găurim. Despre asta e vorba, cele două proiecte. Da, vreau să întreb, discutat la Drăgugești pe strada Ciunci. La Drăgugești este eligibil cu canalul? Este eligibil cu canalul, dar pentru că sunt zone care nu ne suprapune cu strada, cu drumul, și pentru că strada Ciunci, jucat din ea, este betonată, nu asfaltată, ne asumăm lucrul ăsta pentru a nu ne aglomera la anul și cu asfaltare, și cu betonare, și cu canalizare. Și mai permite și frate. O să o betonăm și atunci la aici, oricum, la forma inițială, fiind beton, e mult mai simplu să o tai, să intri doar pe canal. La trecut la DRN, vor la bătăria, vorba și de apă și de canal. La trecut vor doar de canal. Asta înseamnă că e rămas betonat, nu s-a asfaltat. Se adubetonează porțiunile la 3 fântâni până sus la până sus la pantaler, acolo unde banta este foarte abruptă și nu cape nici misorul să tunăm. Iar de aici, de la drumul comunal și până la pantaler de acolo, o să fie asfaltat. Peste pot și până la Chionea, de la... Asta era o idee zidată, tot urmă, 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 o să tăiem atunci câteva sute de metri și mai fiind betonat, să aduce la forma inițială, nu cred că... Mai e o chestie, constructorul va fi obligat să aducă la forma inițială. Oare un proiect. Da, dacă mai sunt alte discuții, proiectul respectiv, cine este pentru? Abținere, împotriv, nu mulțumim. Trecem la proiectul numărul 3, proiect de hotărâre privind atestarea apartenențe la domeniul public al Comunei Religiu, al două bunuri imobile, respectiv strada Ciortea și strada Costa, exact. Ceea ce m-a zis și tot. Nu, cuprinde, e o nouă hotărâre a guvernului care ne spune cum se face inventarierea. Asta e doar atestare în vederea înscrierii în cartea funciară a bunului respectiv. Exact. Cine este pentru? Abținere, împotrivă, nu mulțumim. Proiect numărul 4, proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de acces pe proprietatea publică și privată a comunei Vigiu, în vederea instalării, întreținerii, locuirii sau mutării rețelelor publice de comunicații electronice sau elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora cu serviciuri în România ESA. Aici am o solicitare din partea Orange, cu care solicită acceptul nostru să poată duce o dintre asta, cum se numește, fibră optică spre satele Drăgugești și Deleni, unde folosesc în mare parte stâlpii E.ON, iar pe tronsonul fel ca și curbii serpentini, unde noi am băgat acest stâlpișor din luna public anul și anul trecut, ne solicită să deconcesionăm stâlpii în vederea agățării a cablului pe stâlpii noștri. Ei au venit inițial cu ideea de a-și monta singur stâlpi, dar nu dădea bine, nu puteam să ne stâlpi lângă stâlpi, stâlpi peste stâlpi sau săpături. Și atunci, pentru a evita construcția altor stâlpi, am găsit o soluție de compromis, de înțelegere, practic, cu Orange, prin care concesionăm fiecare stâlp în parte, dau un tarif de 3 lei, 5 lei stâlpul. Sunt 55 de stâlpi care urmează a fi proiectați pe domeniul public. Aici taxa este 0. E un ordin care reglementează. 11 stâlpi care urmează a fi amplasați pe teren închiriat în baza unui contract din 2007 și aici taxa, ne plătește taxă pentru terenul respectiv.
27 de stâlpi amplasați pe teren privat al primăriei și 18 stâlpi proprietatea noastră, proprietatea primăriei. Pentru stâlpii proprietate, nu mai știu care sunt 50 și care 30. Pentru cei care sunt noastră sunt 50 și pentru cei care sunt teren privat al noastră sunt 3 lei. Da, da. Un tarif lunar, bani puțin, foarte puțin, dar oricum e o lege care reglementează ce dă voie să le dea voie. Noi foloseau stături la el, nu mai am nimic. Adică mai vine un domnul să trebuie de puțin? Da. În bugetul local. Dacă sunt discuții, ne reprezintă. Atunci se pun la aprobare cine este pentru. Împotrivă, abține, mulțumim, amenitatea. Și proiect numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii unei taxe pentru utilizarea infrastructurii publice a drumurilor comunale sau altor cădeuri de drumuri aflate în proprietatea sau administrarea comunei de către echipamente, utilaje care transportă materialele noastre. Păi, ceea ce știți, pentru hotărâre de prin 2013, dacă mă înșel eu, nu? Da. 2013 am luat o hotărâre prin care am restricționat accesul pe unele drumuri comunale a mașinilor care depășesc 30 de tone. Pentru că noi nu avem infrastructură, să spun, și nu cântar, nici nu putem să facem noi circulație și să interzicem accesul drumul public, am găsit o soluție din care să ieșim într-un fel sau altul câștigător, pentru că nu putem să interzicem exploatarea forestieră, despre asta este vorba, în special la Brătila, acolo unde o colosire pe care parchete an de an și pe calități destul de mari de însemnate de lemn, am găsit o soluție prin care să le impunem o taxă, aprobat de Consiliul Local, aprobat de 5 lei pe metru cub de lemn. Situația este foarte clară, pentru că noi le solicităm printr-o adresă, începând de mâine, după ce aprobăm ședința, hotărârea, să le aducă la cunoștință, după fiecare licitație, cantitatea de lemn vândută, și firma care concesionează să ne plătească câteva mii de lei din care noi să încercăm să mai reparăm din drumurile pe care el le strică cu mașini de tonaj greu. Hotărârea din 2013 este valabilă. Dacă se depășește și noi constatăm la, așa, la UE, că nu putem altfel, că cantitatea este mai mare decât cea din documente, ceea ce mi-e greu să crede eu astăzi, pentru că eu știu că e o lege a transportului de lemn foarte drastică și nu mai pot să faci și mai chiar că știu eu, dar cred că se mai facă în omul inventiv. Putem cere și solicita și intervenția poliției rutiere sau a celor cu ICTR-ul care au cântare în dotare să cântărească la acest pe mod, de exemplu. Despre asta e vorba. Cred că taxa aceea nu e o problemă și o putem încasa fără nicio problemă, ținând cont că sunt bani care vin la bugetul local. Da, domnul primar, nu trebuie lăsați să circule ziua, nu. Când sunt 35-40 de grade, eu încerc cu mașina. Așa face asfalt. Nu știu. De la ora 20, 21. Deci am ajuns la situația asta pentru că la Berzunț a fost o situație de genul acesta prin care primăria, prin poliția locală și prin chiar prin domnul primar, din câte nu știu eu, a oprit la un moment dat transportul și chiar e blocat. Și au ajuns în instanță, făcând chiar dosar penal pentru nu i-a oprit pe drumul public, domnule. Eu prima atunci așa cu drumul comunal, nu mai e drumul public. Nu, dar oprit, ca nu putem cu undeva vreme să plic de la pată, acolo, sau până la mare. Poate să nu este folosirea drumului public și nu cred că poate fi stat. Deci oferea un anumit oraș. Dacă ei nu înțeleg să vină seara, nu îi blocăm drumul. Îi blocăm drumul la drumul public când merge pe drumul comunal. Deci i-am blocat acolo. Este hotărâre din 2003. Nu blocăm drumul public. Dar nu putem, nici măcar poliția locală care avem. Dacă spuneați că de la ora 8 sau 10, la ora 20,
nu am modificat data, nu? Într-un nou. Și atunci, dacă înțelegi că noi, primăria Ghelegiu și poliția locală la comuna Ghelegiu nu are voie să facă circulație, adică poliția rutieră, sau exteriorul cel care are dreptul să cântărească. Noi putem să cerem solicitarea poliției rutiere și să stea acolo un echipaj 2-3 zile când se face, să spunem, echipatarea. Nu cred eu că cei de la rutieră vor găsi 2 zile de încarcă, nu facă nimic și să trimită un echipaj la... Dar dacă ești 50 de oameni și blocăm drumul cu un tractor cu remorcă, ce facem? Această stradă, cu ceațele asumi, dacă primăria noi nu ne asumăm, nu ce trebuie, în favoarea cetățenilor, să vină cetățenii și ducă în tribunal. Dar este lege. Deci a făcut-o cineva? Legea, nu suntem la construcă, că hotărâm doamna asta, au Consiliul local hotărât la ora 8, la ora 20 și nu încearcă. Nu, nu, 30 de tone și intervalul orar 11-20 este interzis pe drumurile din comun. Mai mult de atât, nu putem face nimic altceva, adică să se sesizăm. 30 de tone sau mare? 30 de tone. Lungime mare de 12 metri. Pe perioadă între 11 și 20 avem hotărâri deja în vigoare. Deci nu e anulat hotărârea. Hotărârea este. Acum stabilim doar taxa de 5 lei pe metru cub. Sunteți pentru sau împotriva? Nu pentru taxă sunt de acord, dar pentru restituționarea mașinilor, tot atât. Nu, deci nu e pentru domnul Zanescu. Deci nu e pentru domnul Zanescu. Da, mulțumim. Trecem la următorul proiect. Da. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile august, septembrie și octombrie. Aici, cine este următorul? Deci propuneri pentru domnul Melinti. Cine este pentru? Poți să plec. Plec și... Păi cine-i după tine, dar tu după tine? Nu mai înțeleg ședința, dar ai. Putu-mă! Spune cu următorul. Păi da, ești concediu? Poate. Da, domnule, dacă nu mă ține în urmă, da. Domnul primar. Deci propunem eu... Soare, domnule. Soare, domnule. Dar ce-i omul? Și următorul proiect diverse, cine se scrie la aici? Haideți, domnul Pic. Dacă îmi dați proiectul diverse, să încep eu cu discuții și apoi mai voastră... Domnul Melin, domnul Oblea, mai cine? După cum știți, pentru că am făcut public pe Facebook, am fost eligibil într-un proiect destul de mare și cred că cel mai mare proiect pe care l-au avut comuna noastră. E vorba de alimentare cu apă și canalizare în două sate, Dărtirar și Drăgugești. E vorba de un proiect de 6 milioane de euro, 30 de milioane
vechi, asta înseamnă vreo 30 de miliarde, nu, vreo 30 de milioane noi, vreo 30 de miliarde vechi. Acum mă credeți, nu prea știu să-i socotez. Bine că nu mă așteptam să am energie pe proiectul ăsta. V-am și spus-o că un cer, dar nu știu și nu cred că vom fi energie. Dumnezeu m-a ajutat și poate acum ne bucurăm și mai mult, ținând cont și de situația climatică pe care o parcurgem acum în această perioadă. Vedeți că de mult înseamnă să ai apă și câtă nevoie de apă este. Îmi doresc să ne apucăm cât mai repede de lucru. Vorbesc de un proiect finanțat, nu de un proiect care urmează a fi finanțat. Adică banii sunt în contul Ministerului Dezvoltării, nu urmează decât noi și primăriile toate să mișcăm cât mai repede motoarele, să deturăm și să putem căpăta la vizire și să obținem apoi o firmă prin licitație care să execute aceste lucrări. Avantajul nostru e că nu sunt foarte multe proiecte pe apă și canalul în județ și atunci sunt convins că vom găsi și o firmă serioasă, la nivel ăsta nu se poate, altfel că nu cred că pot participa decât firme cu potențial, experiență în domeniu, firme cu puternice, pentru că e vorba de foarte mult bani, bani care trebuie să susțină într-o bună parte a proiectului. Cred că după aprecierea mea, undeva pe noiembrie, decembrie, avem șansă să scoatem la licitație acest proiect, pentru că durează destul de mult, 2-3 luni, parte de avizii, chiar dacă legea ne spune astăzi că maxim 3 luni trebuie să obținem avizii. Dar suprafața este destul de mare, trebuie să plecăm topo toată plătirea așa pe tot Drăgugeștiu, de aici practic se pornește că nu putem să facem o proiectare tehnică fără să avem plicări de topo, să știm exact poate și cunoaștem traseul proiectului pentru că l-am gândit de anul trecut și pe alimentare cu apă și pe canalizare atât la Drăgugești cât și la Brătila. Eu sper și îmi doresc enorm și sunt convins că ce am spus în viața de unul s-a realizat, că undeva la începutul anului, anul februarie, să dăm vor începe lucrări și apoi în 2 ani de zile, 4 la jucul mandatului, să avem apă. Să dea Dumnezeu să fie un an mai bun, să fie de acum un corp al meu în care pânza freatică să se lege și noi să avem apă, pentru că anul ăsta e dezastru și am văzut cu toții că am rămas fără apă și în fântânii din copii, unde consum doar tu 100 gram de apă pe zi. Ce să mai vorbim de izvoarele din zonă, mai ales că în zona noastră, știți și v-am mai spus de atâtea ori, nu avem apă subterană, nu e foarte simplu. Mulțumesc Dumnezeu că ce am gândit la Drăgugești acolo, încă mai curge și curge neașteptat. Săptămâna trecută, de exemplu, am făcut de două ori rezervor pentru de lemn, ținând cont că foarte mulți au acele instalații cu rezervă în gospodărie, cred că 70% din populație are apă aproape zilnic. Copindu-și o tonă, două de apă la fiecare umplerea rezervorului. La fel la Drăgugești, în mare parte din sat ajunge apa, doar în zonele mai înalte, cu restricții. Nu pot să gândesc un program, toate că lumea îmi solicită acest lucru și mă sună zi la Delegi, la Drăgugești, la Velegiu, nu avem cum să facem un program de alimentare cu apă, pentru că nu avem decât o singură conductă de alimentare. N-am cum să opresc din capul satului să nu mai curge la scurg la plătiri, la DLM, în capul de sus, dacă ea trebuie să treacă pe acolo să ajungă pe piață. Nu există varianta asta. Putem să jonglăm doar pe uliți. Dar de obicei ulițile sunt mai înalte și atunci programul respectiv nu putem să-l creăm. Pentru că vorbesc de apă, vreau să dau citire și unei cereri din partea domnului Geaboc. A trecut fie și ne-a lăsat o solicitare. O discutăm astăzi împreună, poate găsim o soluție, nu știu dacă o să o rezolvăm sau putem ce la capăt, dar cu siguranță ne putem implica și să găsim o soluție, să ajutăm satul Brătila. Doamna aici reprezintă doar satul Brătila și problema pe care o ridică. Dacă îmi permit să o și citesc, subținata Mihaela de Bobădinca, din Consiliul Local, vă rog să supuneți discuții în Consiliul Local, identificarea unor soluții optime care să vină în sprijinul populației comunei aflate de secetă. Precizez că în satul Brătila, singurul sat din comună fără rețea publică de apă, situația este de-a dreptul alarmantă. Satul este îmbătrânit, situația economică a locuitorilor este mult mai precară decât în celelalte sate, oamenii neputându-și permite construirea unui fântân propriu. Solicit de asemenea domnului primar sprijin tehnic și chiar juridic în inițierea unui proiect de hotărâre care să aibă ca obiect înființarea unor puțuri sau fântâni publice. Proiectul propus privind înființarea unui sistem de alimentare cu apă este cel puțin pentru moment greu realizabil, dar chiar și în cazul în care ar fi fost realizabil sau licitat sau finanțat sau contractat, un astfel de proiect
recepția lui va fi posibilă mai mult mai curând de 5-6 ani. Vă rog, dragi colegi, domnule executiv, să aveți în vedere această soluție de urgență pentru a asigura sursa de apă potabilă. Cetățenul comunului acolo, de pe unde, pe o distanță de câteva sute de metri sau kilometri, trebuie să începe săvârșire. Spun aceste lucruri fără a lua în cap situația dezastruoasă a unui posibil incendiu. În speranța acordării sprijinului în vederea inițierii proiectului în acest sens și mai ales în speranța analizării cu celeritate, iar subțelul vă mulțumesc. Nu iar atât de bun. Asta este ceea pe care domnul Bădic Costată vineri pe masă la primărie. M-am gândit, după ce am văzut-o, dacă noi, Consiliul Local, noi, executivul, reușim sau avem o posibilitate să curățăm sau să facem ceva în plus la fântână respective. Din punctul meu de vedere, nu este prea la îndemâna noastră, pentru că fântânile din Brătila sunt private, nu avem nicio fântână publică, chiar dacă este construită, să spunem, în domeniul public, acele multe sunt private. Noi, ca și instituție, nu putem să investim în locuri private, dar n-ar fi asta o problemă, că am găsit o soluție. Întrebarea mea este, dacă acum pe secetă încercăm să adâncim unele fântâni, nu facem mai rău, nu trebuie poate pe colegul meu care construiește poate știe mai bine. Clar, buza freatică se poate scăză din cauza seciei. Poate dacă dăm de mai plouă plasează de două, trei ori, buza freatică deja a revenit și înăpăi izvoarele își vor recăpăta punga de apă. Dacă ne apucăm de săpat, de curățat, să nu pierdem izvoarele, să nu facem mai rău. Singurul loc public din Brătila ar fi ciușmeaua aceea de la Ciortea, de la Sorin, în Mușo Sorin, care are un izvor de suprafață. Acolo, dacă umblă, eu cred că s-ar putea să pierdem izvorul respectiv. Nu știu cum putem veni la zonă. Da, de unde vine, stă pe dreapta. Eu îmi trage un izvor de suprafață, nu un izvor de mare adâncime, la care se pune să mai cobor 2 metri, 3 metri, 5 metri. Construcția unor alte fântâni, la fel, nu știu dacă am reușit în domeniul public să facem o fântână, poate încercăm. Dacă identificăm două zone în care am găsit și apă, să încercăm. La fel, în formă de fântână public care om să-și ia apă doar pentru uzul din casă sau pentru consum. Săptămâna trecută la administratorul public și cu vecinii din strada Pădureț, zic bine, au închiriat un tiraj de la Maria Bărbaș, da? Și au încercat în mai multe puncte să sărpe și au grupat, cum s-a ocupat bătrânii de fiecare dată, să aducă apă în zona aceea din Pădureț. N-au găsit. Au săpat 3 zile, condita mai excavatorul, în nu știu câte puncte, prin, nu știu să mergi exact zona respectivă, în Hâci, bravo, și n-au dat de apă. În schimb, s-au mutat acolo unde aveau izvor roșu care le-au secat, au mai săpat acolo stânga-dreapta și spune că pare că s-ar mai fi dat drumul la ceva apă. Aș fi bine ținând cont că e secetă și că dacă își revine pânza, poate le ajută mai mult. Nu știu cum să fac, dar discuția asta a doamnei Bădic era în situația în care nu aveam garanția că avem un proiect pe care îl vom pune în practică. Eu sunt convins că acest proiect va fi pus în practic, sunt convins că dacă voi avea eu șansa să recepționez sau cineva va veni după 2024, ce se va întâmpla, nu știu, dar cu siguranță acest proiect va fi dus la capăt și finalizat. Să dea Dumnezeu să găsim sursă de apă. Problema este asta, alta nu aș avea. Din punctul meu de vedere, soluția pe care eu am recomandat-o proiectantului, ca apa să vină de undeva din Albia Majoră a Tazlăului, din zona aceea de, cum se numește? La Râpa Gâtului acolo, în apropierea Tazlăului, cred că e singura de unde putem lua apă suficientă să ajungă sus Pădureț și acolo se face toată pomul în tot satul. Dacă noi finalizăm și ducem la cap acest sistem și cu o bună calitate de apă din zona respectivă, eu sunt convins că vom găsi apoi înțelege și la fântânere și la celelalte centri unde mai sunt zone cu apă, prin dincolo de Părău, Brătila are apă, nu are astăzi și nu a avut acum ultimele două luni, pentru că există care nu au fost în 30 de ani în urmă. Dar mai sunt zone cu apă în Brătila. Eu sunt convins că acea sursă mai poate fi suplimentată. Cu siguranță. Nu aș vrea să duc la capăt un proiect așa, irupiți doar de dragul de a-l face cineva, să iau apă de la energie, așa cum a fost rândit sistemul vechi, sau să iau apă de la fântânere, pentru că nu cred că e soluția cea mai la demână. Soluția de a găsi apă în fiecare sat pentru satul respectiv este singura. Este singura. Și eu cred că acolo, la nivelul Tazlăului, mai ales din experiența pe care avem acum la Drăgugești, unde pe
tot râul Nordului, unde a secat acel dren paralel cu râul la 3-4-5 metri în stânga, are apă. Adică noi de acolo scoatem apă. Chiar dacă pe sus nu mai circulă deloc, că pârâul s-a ascuns, s-a secat, apă în subteran, încă s-a adună dacă am apă. Eu știu, adună cu 400 de metri cu de apă strămoate tot la devere. În situația în care 400 s-au consumat și pe drăguț, deci fără discuții, că e pe jumătate în jumătate, înseamnă că situația asta tot a fost apă de două sate. Nu este o apă suficientă pentru noi. Se consumă foarte mult apă și a crescut enorm de mult consumul și pentru că avem toți acasă acum mașini spălate automate, facem dușuri, băi, ceea ce este normal în 2022. Dar vă spun că va fi destul de greu și dacă continuă timpul așa, nu știu care va fi soluția. Eu mă la energie, n-am crezut niciodată că reușim, că vom rămâne fără apă. Eu am rămas fără apă în fântână, folosesc fântână. La mine, la cafenea, în partea cea, nu este apă de codipor. Și nu, niciodată nu am crezut că fântâna respectivă poate să sece. Am rămas în miercuri seara fără apă în fântână. Deci nu am făcut ceva să se vede nou. Asta vreau să vreau până știință. În zona aia, acolo, la treaba, pentru mine, pentru că înghițe la rostă, în zona aia. Cu ușor mai care a prinsat, cu... Dar da. Scoate apă de acolo și nu stă cum stă niciodată. Deci, noi, 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 nu stă nicio dată, e un gen. Da, dar pe partea cealaltă asta. Nu, bine, dar tot din zona aia. Este singura variantă, iar soluția pe care atunci am gândit-o, am trecut proiectul, cred că e singura, nu există altă variantă. De acolo, de jos, luată cu pompa, adusă sus pe... Pe gazul nostru, pe punctul cel mai înalt, care deja l-am... Acolo nu știu niciodată. Putem să ne facem și lucrarea, să nu întâmpinăm aceleași probleme care avem și astăzi cu sistemul de la Drăgucești. Noi nu suntem proprietari în adopțiune, unde nu putem să ne autorizăm cum ar trebui să o facem. Adică făcut tot așa cum trebuie făcut și dus la capăt, normal, legal, fără să avem probleme de după. Eu nu vreau ca cel care vine după mine să aibă acești lucruri care le am astăzi, să plătesc amenzi pe la apa sau pe la Sechia, pentru că folosesc rețea care mi se autorizează, pe care nu pot să autorizez, e diferiți factori. Chiar mă uitam în diferite postări pe Facebook, că lumea mai se merpinițește acasă, dacă nu ocupați, mai scriu pe Facebook în orice spate, că actuala conducere și actuala administrație au blocat proiectul de la plătirea. Nici nu a fost discuții niciodată din blocarea unui proiect. Proiectul respectiv a fost un proiect balamala să prindă punctaj în 2007 cu două soluții total ireale din punctul meu de vedere. Nu puteai să duci apă de la Ghilegiu la Brătila, cum nu puteai să iei nici apă din fântânele în 2008-2009, când omul avea apă în Brătila gratuit. Puteam să iau apă de la fântânele din domeniul privat, pentru că acolo e grădina unui om. Să o captez eu, să o bag în rețea și să iau apoi apă cu tax. Nu exista varianta asta. Sau să iau apă de la Ghilegiu, să trec la Brătila, pe la Bărțănești, în raza unui comun, unde eu n-am voie să investesc și să duc apă în Brătila. Nu mi se pare normal. Așa cum s-a greșit și soluția de punct de vedere, să aduce apă din Drăgulești pentru DLE. Și la asta avem un motiv, conflicte de două sate, cu ei apa mea, o duci la DLE, când ar fi trebuit găsim soluția la nivel de DLE. Apa din șes sunt putea semnă contractul cu... Achiziția drenului. Cu achiziția drenului. Nu știu cât de multă apă este acolo. Va fi un sistem la fel care va aduce plus supra cantității de apă, cât va aduce, nu știu, mai vizez pe niște foraje pentru că e în altă curge. Poți mai puțin ca un trecut, în felul să poți mai puțin ca un trecut. Dar acolo mai vizez pe două, trei foraje, cât la fel în zona de protecție a Taslăului, în șersa acolo, și poate mai găsim ceva. Cel mai acum de la Drăgucești, deci cel puteam trebuie la Drăgucești, să zic că a dublat apa. Dacă trenul nostru acum scotea un vat la un litru jumate pe secundă, a trebuit de 3 litri și un pic la Drăgucești. V-am spus că avem 400 de metri cub, 800 de metri cub de apă la Drăgucești de lemn, săptămâna trecută, când n-a plouat în două luni aproape. Eu nu sunt mulțumit. Sunt și oameni care nu sunt mulțumiți de lucrul ăsta. Și știu cum am eu apă la fântână în fiecare zi. Și doresc și ei să facă lucruri, să nu meargă mai așa în plată în fiecare zi. Dacă am zis, dar să știți acolo în șers. Să știți că ne străduim și îmi dau toată silința. Tot eu, că școlierul și dumneavoastră, credeți-mă că nu vinim acest timp, că nu se străduim. Dar dă Dumnezeu să ne scoatem la capăt, nu vreți că nu o să avem proiect și o mare asupra mandatului și o să fie finalizat. Da? Și după aceea, de ce va fi mai târziu, nu știu. Dacă aveți dumneavoastră discuții. Dar cu fântânile, la diverse? Da, tot cu fântânile. La Brătila, în ajungă de oameni, nu știu să fântânile. Știu că oamenii sunt gospodari în Brătila. Dar se revin, sigur... Avem noi o chestie, am de la băga bățul prin dată, așa să dărâm câte... Corect. O poliție acolo când mai avem vânt, bată de tubul, nu te bată de o șarice. Toți își mai adăcesc. Mai avem și problema care am
subliniat-o de mai multe ori, domnule, omul e rigă, o rigă nu știu ce, oricum, roșii, dacă ar fi apă doar pentru consumul menajer și potabil, vă spun că chiar am avea apă, așa, în condițiile care sunt, așa cum sunt. Vorbesc de Drăgujești și de Reș, nu de știință de cauză, știm de toții, inclusiv de toții. Deci condiții, eu sunt la primărie din 2004, nu știu cât am stat. Niciodată nu am văzut zboare la Fântânerii, pentru că ieșea asupra plinul, totdeauna ieșea pe jumătate, curgea tot de mult, minunam cât de mult a apă curge de acolo, nu-i mai curge, e acum nu curge deloc. Dar nici nu s-a născut un pic cu de acolo de la plinul de la mult. E de Eu pot să mă duc acolo, dar am un putere din punct, iar cheltuiala aceea, pentru că nu putem face cu munca noastră, nu pot să se tabuleți acolo și nu putem să iau fir, dați-l fac cu care. Ca să poate conta suma respectivă de a adânci puțul de a fântânire, plus de asta discutam cu Valitrug. Valitrug face foarte bine zona, pentru că nu se știe undeva pe terenul fostului bunic sau ceva în genul ăsta. Nu, dacă te cobori mai mult acolo și te-ai trecut peste plasa de apă, ai pierdut apa. Dovadă că era acum în Grici, mă sunaseră atât de fericiți toată lumea. Cu două în prima dată de apă. Când o dat, o cubri pe 2 metri, cu un restaurator mai lea, un ghilogaș. Când o dat o cupă și-o mutat un bolovan, o plecat cât o călare de 5 grame la apă. Și-o curs exact 5 minute. După aceea o să fac două zile, am vedeți pe un finișor de apă. Explicați-mi nevoastră cum a fost cauza. A ajuns undeva la sârgă de trasa, știi, care nu trece apa prin ea. A fost o pungă de apă de la scurgere, de la infiltrații, rămas de câteva tone de apă. Când o dată aia iau polboros și gata, dar lovitura, au plecat toți, aducă o frage, să ducă, s-a plecat în cilu să vrești apă, n-am mai pus absolut deloc. Au să fac două zile și n-au mai dat de apă. Au stricat tot Grângiul, în toate părțile, s-a fac o cut dintre primăria aia. O să fac, vreau să mă duc, așa are la jibuni și mai. O să fac o vita de masodon, tu ai de pământ. Asta e apa noastră acum, dar poate eu sunt încrezător și cred că Dumnezeu nu-mi lasă, trebuie să-mi schimbăm noi, cred că într-o fel s-a luat comportamentul și să mai fim alea mai buni, mai răbdători și o scoate la capăt. Nu știu, cred că și pretenții sunt foarte mari. E adevărat, sunt zone în care apa este foarte multă, dar eu când sunt născut la Tazlou și mă uit că Tazlou nu mai curge, vezi bucățe de tap de săpun calului și fântâni care au avut apă toată viața și astăzi secate, nu pun o problemă. Băi, e problemă națională, nu știu, internațională. Nu poate să fie problemă mondială, cred că mondială. Cred că mondială. Cred că mondială. La Bicaz, am fost plecat la mănăstire la Budurău, din joia trecută. Deci, lacul Bicaz, acel Bicaz vlag care alimentează Bacău de acumulat, e la jumătate scăzut. Pe flotul acela, viaductul de la izvorul Muntea, nu știu cum se numește, nu s-a mai venit pata la prin, numai și scrie o stângă, poți să le iau acolo. Nu m-a nisit, nu m-a fund. Dar eu o să încerc și o să găsim, nu știu, cu Sorin, cu Dan, cu cei de la Bătira, să identificăm două, trei fântâni, dacă putem să vin în sprijin să se mai curățăm, găsim o soluție, să vă aduc ceva. Mai ales că sunt Bătireni și nu au posibilități. Dar să știți că se discut cu Bătirenii. Eu știu că sunt oameni gospodari și mai când duc la un lat, nu uitam să o făcut o fântână anul trecut și chiar când eu chiar au dat. Tot de ce e pe acolo să nu se la cea problemă. Tatăl, lasă să zice apă fiecare. Dă Dumnezeu de lucru, trebuie nu să fie un milion plus sau un minus. E situația asta, eu nu cred că va mai continua un moment. O să mai dea o ploaie strâna care vine, mai poate mai plouă pe 200, nu, trece un vară asta în vârtoare și nu știu, e vin. Tu pleci în casă, te-ai copriți din Italia la porumb și la vie și la... Da, ai trebuit ploaie. Da, o ploaie să știi 200 de metri pătrat, adică nu spune. Spune că nu o ploaie asta. Ăla e degeaba, nu o ploaie. Da, dacă aveți alte întrebări la diverse, să depășim din situația. Da, da. La biserici, n-am spus niciun bec acolo nimic. Am fost trimis băieți acolo. Nu știu. Nici o mână de balast pune... Acolo la băieții au pus la mare? Da, balastul s-a pus la becul tot, nu și mai ies în pământ acolo. Adică nu știu că nu se face o recepție după fiecare intervenție, după ce fac. Deci noi avem un contract de mentenanță pe o firmă de el. Nu e cine a solicitat de la Domnule, avem 5 piepuri din montat. Mă răspundeți și dacă nu am vrut să verificăm. Cum ce se întâmplă? E o chestie că vă rămâne să spun. Atunci când noi am pus acele rând, nu mergea din nou așa. Dar nu mergea din nou așa. Deci palatul, da. Becurile dintre rând, vom renunța la ei. Totdeauna e un dat cu obiectiv. Un stârtac, un stârtac, un...
Iar ești ceva, domnule, unii ai un obiect, un nume vechi, da, un lucru, ăla se pe de stăpâne, nu știu, a avut bec clasic, dacă s-a altul mai schimbă, sunt doar brandurile care, au consum economic. De, cred că asta a fost situația. Cred că asta a fost situația. Maria, acolo pe strada bisericii, dacă vă ții angajamentul că săptămâna asta sau săptămâna care vine, deci îți dau un utilaj, trebuie să fii tu acolo și știi, eu știu că așa am vetat. Trebuie să făcut în scara aceea ta cu ce ai făcut acolo, ca sus, că nu ca pe mine să facă. Dar nu acolo, era acolo să fie becul de la mijloc? Nu, vorbesc din tuba. Dar e lampă lângă, lângă becul ăsta, este lampă de asta? Dar nu știu, bă, este o lampă, ce nu știu, este lampă? Dar este lampă. Da, să nu dea, nu știu, bă, ce vreau, că așa s-a stabilit. Este lampă nouă, dacă e un obiect din ăla vechi, cap de berbec sau ce dracu nu zice ăla, ăla nu mai înlocuim, rămâne doar lampă. O stâlp, da, unul, ba, despre asta e vorba. Dar sunt două obiecte consecutive. Iar pentru drum, au trecut un utilaj pe care eu îl închiriez. Dar acolo e bun drum, acolo unde urci la unii puntea aia. Dar unde zici? Pentru drumul către ei, e mică de lucru. Pentru că e mică acolo, face și poate, dar să nu termin drumul pe care... Au lumea, au grădine, au proații. Da, dar problema e că nu poate intra în așa camionul de care acolo la șor. Și nici vă spun. Ea nu mai stă acolo. Tu mergi pe cum mergi, nu mai vine acolo. Dar mergi pe cum mergi, dar cum e bine, cum mergi pe cum. Dar mai stă s-a mutat la oia din jur. Da? Da. Știu un bec la bucătă. Este un bec la mijloc și unul mai acolo, câte alte mari și nu mergi niciun mare. Nu dați să vedeți cu biserea. Biserea pe diferi spune să faci la Maria. Eu știu ce am fost spus. În fine, eu așa știu și eu. Am primit confirmare că a fost. Ok, altceva. Domnul primar, vreau să spun și eu. Pe străzele la nevastă din Brasi, două coruri și două dincolo de la... Dacă e aceeași situație, sunt lângă stânga, dreapta și cel din mijloc a fost. Ce s-a întâmplat? Pentru a nu pune omul în cap când a băgat rând prin noi și dacă s-a întâmplat să răspundă becul vechi pe stâlp, l-a lăsat pe stâlp. Omul s-a învățat că are bec și la el în fața porții, dar până atunci avea oricum. Dar când a numărat unul, da, unul, nu, el acum dacă s-a ars, la neapă sunt că n-aș să fie mai ziar și știi care te-a văzut că două curița lui și două curița era acolo. Da, dar s-a luat ceva de jos. Da, ăla e la numai înainte și ăla e la numai. Deci nu începem cu asta la grătirea și o să duc și acolo două oameni. Dar nu vreau la grătirea, tot drumul nu se duc de urmă în urmă. Și avem niciodată de rei? E așa aici, bani. De la linia am ridicat. Dar urmă astea două nu s-au făcut. A, dar urmă nu. Da, am un aici, unde am săpat pentru canalizarea la Cărvin și la cum îi facem sistematizarea. Am două la grătirea și două la grătirea, unde s-au făcut două avarii. La intrarea la stânga și unul. Am văzut că aveam luat răbuie, nu s-a ridicat. L-am ridicat, dar trebuia ridicat neapărat, nu dai. Și am dus o băieță de aici, le-au schimbat pe tot. Îmi este foarte greu să contractez o firmă să facă doar cele 4, 5, 6 plombi, pentru că mă costă mai mult plombat decât manoperea și transport. Dacă tot torn asfalt la drăguția asta mea care vine, atunci o să ia într-un camionetă, o asfaltul în 5, sau să pun două, două și să-l spate la cap. Oricum o să spargem tot, vă dați seama că tot drumul va fi tăiat pentru că ne-a dat și apă. Bine că la plătire nu s-au investit pentru stratul de asfalt și poate că vom reuși să, cu ocazia asta, să punem asta. Când începe măcar că o aia, deci o facem. Aia o ia o dată cu intercura dată cu lucrurile, pentru că e dată moară. Acolo la mai intervinte, nu e tot mai urmă. Dacă acolo n-a putut în bătaie, că lumea... Acolo e ceva o pânză, o pungă de apă, ceva, ori o conductă care trebuie să... Conductă care vinea cu apă, dar nu mai vine apă, nu? Ceva este, pentru că e apă, e să lasă din cauza că e apă, nu să vină. Da. Și la calai, și să la farmacie. Și la farmacie, ceva. Știu, știu, știu. Și la farmacie, la farmacie. Da, dar mai sunt alte... Declar ședința închisă, vă mulțumesc pentru participare.